Drew Erickson, pastorul principal la Travis Avenue Baptist Church, o congregație populară baptist din Texas, și-a dat demisia duminică, la câteva zile după ce a fost arestat pentru că ar fi condus în stare de ebrietate cu un copil sub 15 ani și cu o armă fără permis în mașină. Ben Bolin, ministrul plantării de biserici și misiunilor, a confirmat pentru The Christian Post miercuri dimineață că scrisoarea de demisie a lui Erickson era datată 5 martie, dar nu a putut spune imediat cât de curând, după arestare, a fost luată decizia de a demisiona. De asemenea, miercuri, nu a fost clar dacă pastorul în vârstă de 40 de ani, care a servit ca și profesor adjunct, este încă afiliat școlii. Oficialii de la seminar i-au spus că nu pot confirma detalii despre istoria sa de lucru cu instituția fără aprobarea sa. Pastorul și-a închis și conturile de pe rețelele sociale. O memorie Cage a biografiei online a lui Erickson arată că acesta a fost autorizat în slujire din 2006 la Lackside Baptist Church din Canton. A fost Hirotonis să slujească în 2009 la Travis Avenue Baptist Church. Inima lui pentru slujirea pastorală este să angajeze și să încurajeze biserica să ajungă la cei pierduți și să facă ucenici din fiecare trib, națiune și limbă, a spus biserica despre fostul lor pastor. Detaliile arestării sale au fost evidențiate pentru prima dată de Baptist New Global, care a citat Crime Informer că sursa de informații despre dosarul de arestare al pastorului Biroul șerifului din județul Tarant nu a răspuns imediat unei cereri din partea noastră pentru o copie a dosarului de arestare al lui Erickson. În scurtă sa scrisoare de demisie, transmisă enoriașilor și citată de Baptist New Global, Erikson, care are cinci copii cu soția sa, Hailey, a spus că trebuie să demisioneze din cauza unor probleme personale cu care se luptă de aproximativ un an. În ultimele 12 luni și mai recent, a devenit clar că există lucruri la care trebuie să lucrez personal și cred că mă face să am nevoie de un sezon de odihnă din responsabilitatea slujirii, a scris el. O introducere nesemnată a scrisorii a insistat de asemenea că Erickson nu a fost concediat. Cu mare tristețe vă informăm că pastorul nostru principal, Drew Erickson, a demisionat cu efect imediat, se spune în mesaj. Vă asigurăm că Drew nu a fost concediat și că la TABC nu s-au produs nereguli. Îl iubim, la fel ca și tine, și ne va lipsi teribil de el. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.